3 motive pentru care am păstrat iPhone și am returnat Pixel. Salut jucătorilor, bine ați venit la un nou clip pe Arena Digitală. Ei bine, poate ați văzut clipul de ieri în care am făcut o bătălie între iPhone și Pixel și Pixel a câștigat oarecum detașat din punctul meu de vedere. Multe puncte sunt bineînțeles discutabile, așa că v-am rugat să comentați și voi care sunt scorurile voastre, dar astăzi vedem de ce am păstrat totuși iPhone, având în vedere că punctajul maxim a fost obținut de Pixel, adică rezultatul clipului de ieri a fost că Pixel este un telefon mai bun. Ca și o observație, de fiecare dată noi o să tindem să spunem că ce ne-am cumpărat noi este cel mai bun și să nu putem să vedem de ce un alt produs ar putea să fie mai bun decât ăsta pentru altcineva. Și astfel ajungem la subiectul clipului de astăzi. De ce am păstrat eu iPhone, deși în general am fost de acord că Pixel are mai multe calități, să-i spunem așa. Ei bine, primul motiv pentru care am păstrat iPhone este pentru filmare. Filmarea cu telefonul ăsta pur și simplu rivalizează cu camerele mirrorless pe care le folosesc și după cum puteți observa, camerele mele sunt ambele montate pe niște chestii și de obicei atunci când uit să trag un cadru, pur și simplu pot să filmez cu iPhone-ul și să trimit toată treaba asta prin AirDrop pe MacBook. Asta este un lucru foarte important pentru că eu vreau să postez cât mai mult, vreau să fie clipurile cât mai interesante, vreau să am cât mai multe cadre reprezentative și mi-este foarte ușor să folosesc ca un tool acest iPhone, da? Chiar dacă ar fi filmarea la egalitate cu celelalte telefoane, tot aș fi ales iPhone pentru AirDrop, da? Mi-este foarte simplu pentru că fac editarea pe MacBook, pur și simplu să trimit prin wireless un videoclip, durează câteva secunde, ceea ce este foarte tare pentru că se folosește rețeaua wireless. Al doilea punct pentru care am păstrat iPhone, luminozitatea ecranului este genială. Uitați când mă duc la maxim, vedeți că este pur și simplu prea luminos pentru cameră, o să-l dau înapoi la o luminozitate mai mică. Ei bine, avem 1000 de niți sau 1200 de niți pe content HDR pe acest telefon, ceea ce este genial. Pe Pixel, pur și simplu, aveam maxim 500 de niți. Aici, sincer, cred că un telefon de la Samsung ar putea să fie comparabil. Am văzut că pe flagship-urile de la Samsung au și ei această luminozitate foarte, foarte bună. Ce înseamnă chestia asta? Pot, de exemplu, să folosesc telefonul în lumină foarte puternică, fără probleme. Mai ales dacă vreau să filmez afară, o să-mi fie foarte de folos. Și ultimul punct, punctul 3, este bateria. Ei bine, bateria pe telefonul ăsta nu se compară cu bateria pe niciun alt telefon pe care l-am testat eu, pur și simplu simt că este dublu comparativ cu tot ce am testat eu. De foarte multe ori la finalul zilei, pe la 6-7 după masa, deja mă uit la baterie și văd că încă am 80% și nu-mi vine să cred, pur și simplu. Ține foarte, foarte mult bateria la noile iPhone-uri, deși ele au fost cam cele mai slabe la baterie în trecut, pot să spun că datorită acelui chipset foarte eficient, au reușit să tragă din spate, deși bateria este doar de vreo 4300 sau 4500, ceva de genul, reușesc foarte bine să folosească această baterie, bineînțeles. Telefonul ăsta are totuși în continuare o grămadă de minusuri și vă las în descriere un clip în care am comentat mai pe larg minusurile acestui telefon. Sunt niște minusuri foarte mari din punctul meu de vedere, dar pentru ce îl folosesc eu este foarte ok și trebuie să nu uitați că eu în continuare folosesc un Pixel 3 XL ca și telefon principal, da? Telefonul ăsta îl folosesc mai mult pentru partea de video. Și din punctul ăsta de vedere pot să spun că eu pot să mă bucur cumva de avantajele din ambele lumi, și din Android și din iOS. Cam atât din partea mea pentru clipul de astăzi, mulțumesc pentru vizionare, până data viitoare, toate cele bune, pa, pa!